Mai multe categorii de consumatori ar putea plăti facturi uriașe la energie luna viitoare dacă nu se grăbesc să depună declarații pe propria răspundere luna aceasta pentru a beneficia de plafonare, susțin reprezentanții furnizorilor de electricitate. Românii care se încadrează la consumul de sub 100 de kW pe oră vor plăti automat prețul plafonat. Există însă și categorii de clienți casnici care trebuie să trimită furnizorilor declarații pe proprie răspundere ca să plătească tariful plafonat. Este vorba de familiile cu cel puțin 3 copii și cele monoparentale, cei care folosesc aparate medicale care consumă multă electricitate, dar și cei care au mai multe locuințe. În caz contrar, aceștia vor achita prețul maxim de 1,3 lei pe kilowattoră. Interpretarea noastră este că toți consumatorii care au un singur loc de consum, în ipoteza în care se încadrează în limitele de consum, vor beneficia de plafoanele prevăzute de lege de 68, respectiv de 80 de bani, fără să depună nicio cerere sau nicio declarație la furnizorul lor. Dacă acel client cu mai multe locuri de consum care îi se aplică automat pentru adresa de domiciliu plafonul, dorește să îi se aplice pentru alt loc de consum, de abia atunci trebuie să depună o cerere și o declarație la furnizor. Mai sunt trei categorii de clienți care trebuie să depună cerere și declarație. Cei care utilizează dispozitive medicale, familiile cu minim 3 copii și familiile monoparentale. Dacă se întârzie cu depunerea cererii și declarației, vor beneficia de plafon începând cu luna următoare depunerii cererii. Nu cred că va fi un număr foarte, foarte mare de cereri, nu vorbim de sute de mii de situații. Este vorba de o procedură tehnică. Dacă într-adevăr există acest aspect, atunci, așa cum s-a făcut de fiecare, Autoritatea Națională de Reglementare Energetică trebuie să găsească formula prin care, odată legea ce a fost aprobată, normele tehnice să prevadă și modul în care soluționează această problemă.